Salut prieteni, astăzi o să vă povestesc despre filmul 365 de zile din anul 2020, așa că puneți un like și vizionare plăcută! În timp ce tatăl lui, șeful unui grup mafiot, duce negocieri despre vânzarea tinerilor fete, Massimo Torricelli admiră prin binoclu o femeie de pe plajă. Tatăl lui Massimo este împotrivă să facă trafic de ființe vii, necătând la nemulțumirea partenerilor săi de afaceri. După ce termină convorbirea, se apropie de fiul său, iar în acel moment în el trag dintr-o luneta. Glonțul îl ucide pe tata și îl rănește pe Massimo. Peste câțiva ani, el devine capul familiei și merge să se lămurească cu bancherii care l-au sfătuit să investească banii. El a pierdut prea mult după acea afacere, așa că decide să scuture datoriile din bancheri. Însă ei refuză să se împartă cu banii lor, așa că Massimo e nevoit să le arate ce materiale compromițătoare are pentru fiecare dintre ei. După asta, problema de finanțe a fost rezolvată rapid. Între timp, Laura Biel are o ședință cu proprietarul hotelului în care lucrează. Colegul ei încearcă să o acuze în problemele recente din hotel, dar Laura iese uscată din apă și încă îl lasă vinovat pe colegul său. Ea se întoarce acasă unde îl așteaptă logodnicul Martin și încearcă să-l convingă să facă dragoste. Dar el nu vrea și femeia e nevoită să se mulțumească cu un dispozitiv pe baterii. După ce rezolvă problemele cu bancherii, Massimo zboară acasă. În avion este anunțat că cineva i-a interceptat lotul de praf magic. Asta l-a supărat și a decis să se relaxeze cu stewardesa și să-i curețe dinții cu peria sa. Ea n-a fost împotrivă, chiar i-a și plăcut. Martin o duce pe Laurea în Sicilia în vacanță. E ziua ei de naștere și seara o felicită cu ocazia sărbătorii, purtându-se în același timp ca un porc. Laura pleacă la veceu și pe drum îl întâlnește pe Massimo. El nu degeaba a apărut aici, dar când Laura s-a întors, el deja a dispăruse. A doua zi, odihnindu-se la piscină cu prietena sa, Laura îi povestește că noaptea de nou n-a fost satisfăcută în pat. Apoi apare Marten și îi strică și mai tare dispoziția. Ea își dă seama că logodnicul ei este un zgârcit, căci a economisit și nu i-a cumpărat un cadou normal. Mai mult decât atât, se gândește doar la sine și nu observă deloc. Ei se ceartă și Laura merge să se plimbe prin oraș. Pe una dintre alei o întâlnește unul dintre oamenii lui Massimo. După această întâlnire, Laura s-a trezit dimineața, într-o încăpere necunoscută. Ușa era încuiată. Ea a petrecut o zi întreagă în cameră. Înspre seară, ușa a fost descuiată și a descoperit că se află într-un castel vechi. După ce a rătăcit pe coridoare, a ieșit în sala principală și a văzut un tablou cu sine. Laura a fost mirată cât de repede răpitorii i-au făcut portretul, dar tot S-a dovedit a fi mult mai complicat. Pe la spate a apărut Massimo. Laura i-a pus întrebări. Se dovedește că a fost răpită cu un singur scop, ca să se îndrăgostească în răpitorul său. Când Massimo a fost împușcat pe acel acoperiș, a avut o viziune. Frumoasa fată în care s-a îndrăgostit și cu ajutorul căreia a supraviețuit. Din acea zi a tot căutat-o pe necunoscută. Căutarea lui s-a încheiat în ziua în care a văzut-o pe Laura la aeroport. Massimo a ordonat să fie răpită. El are de gând să o țină închisă 365 de zile. În acest timp, ea trebuie să se îndrăgostească de el. Dacă asta nu se va întâmpla, va fi eliberată. Ca să înțeleagă că Marte nu este pereche, îi arată poze în care logonicul Laurei prăjește o puicuță. Laura e supărată, dar ea și până atunci nu avea păreri bune despre Martin. Mai mult o deranjează răpirea, fiindcă avea o altă viață și ea nu poate rămâne cu acest mafiot timp de un an întreg. Ea a încercat să plece, dar Massimo a oprit-o și i-a dat de înțeles că nu va tolera neascultarea. Laura l-a ascultat într-un final, a făcut concluzii, apoi a procedat cum considera ea. Între timp, capul familiei criminale avea și alte treburi în afara celor amoroase. Mario l-a anunțat că pot avea probleme cu familia Gatus. Totuși, lui Massimo nu îi pasă de asta, fiindcă a răpit o fată și încearcă să-i cucerească inima. Massimo a găsit persoana care a stricat imaginea familiei lor. El nu doar că fura de la ei, asta poate fi iertat. El vindea fete la bordel. Ca pedapsă, Massimo promite să-l facă praf, ca din el să nu rămână absolut nimic. În acest timp, Laura fuge și a văzut momentul când a fost eliminat. I s-a făcut rău și a leșinat. Când s-a trezit, era dimineață deja și alături stătea Massimo, fără cămașă. El a decis să înceapă procesul de cucerire și a început cu asul din mânecă, sau mai bine zis, de sub tricou, abdomenul bine lucrat. Explicând că noaptea trecută a ucis un om foarte rău, Massimo i-a ordonat Laurei să se pregătească, căci curând vor pleca. După dejun, a dus-o prin magazine ca să-și aleagă haine. De noi. Ea și-a cumpărat o mulțime de chestii scumpe. Când a venit rândul lingeriei intime, Massimo a intrat în vestiar să vadă cum stau chiloții pe viitoarea sa soție. Ei nu i-a plăcut asta și și-a arătat caracterul. După aceea, fata a fugit. Când a văzut poliția, s-a grăbit la ei ca să le ceară ajutor, dar când oamenii legii l-au văzut pe Massimo, pur și simplu au plecat. Ei știau cine este și nu voiau să aibă de-a face cu el. Laura a fost nevoită să meargă la cină cu răpitorul său. După a găsit un laptop și un telefon, a sunat-o pe Maica sa și i-a zis că totul e bine, a mințit-o că în Sicilia i-au propus un contract pentru un an de zile și că acum va trebui să rămână aici să muncească. Dimineața, Laura s-a trezit în același pat cu Massimo. Fata a mers la duș și el a urmat-o. Laura l-a bășbuit un pic, dar nu a urmat nicio continuare. Asta l-a supărat pe Massimo. El a ordonat ca Laura să fie pusă în avion și legată cu centuri de siguranță. Asta i-a permis să o atingă în locuri în care nu-i dădea voie înainte, însă fata practic nu se opunea. Ei au ajuns în Roma, unde Massimo s-a întâlnit cu fratele său. Între timp, Laura încearcă totul ca să-l facă de rușine. Ea chiar a mers să se calde într-o fântână arteziană. Când s-au întors la hotel, Laura a mers în cameră la Massimo, care a întâlnit-o doar în prosop. Fata n-avea de gând să se culce cu el, așa că a încercat să plece. Ușa însă era încuiată. Massimo a înlănțuit-o de pat și a forțat-o să se uite cum o femeie ușoratică îi face pe plac. Așa voia să arate ce ratează când îl refuza. Când Massimo a terminat în 30 de secunde, Laura a înțeles că n-a arătat nimic special. După asta a eliberat-o și au mers la club, unde Massimo a avut întâlnire cu niște oameni serioși. Laurei i s-a zis să aștepte lângă bar, dar ea a mers să-l provoace pe Massimo la conflict. Când a enervat-o, fata a început să-și facă de cap și a nimerit în brațele celor cu care a mers să se întâlnească Massimo. Ăștia au fost membrii unei familii influente și au confundat-o pe Laura cu o prostituată. Asta nu i-a plăcut și a început să se opună. Massimo a fost nevoit să o apere și a atrasă unul dintre ei. Pentru asta, două familii au ajuns în prag de război. Mareu insista ca Massimo să scape de Laura și să-și ceară iertare pentru faptele sale, dar el n-avea de gând să facă asta. Laura regreta de cele întâmplate, dar tot considera că în club n-au tratat-o cum se cuvine. Ea și Massimo au început să se certă și fata a căzut după bord. Massimo a salvat-o. Când ce a revenit, fata lui a impresionat-o, uitând complet ca anume din cauza lui a căzut în apă. Dorind să-l mulțumească pe salvatorul său, Laura i-a permis să facă cu ea tot ce vrea. Massimo atât de mult a așteptat asta, că puterea lui masculină a fost îndeajuns pentru multe runde. Ei se ocupau cu asta mult și des, iar când focul s-a mai potolit, Massimo a invitat-o pe iubita sa la un bal. Când au ieșit pe ringul de dans, a apărut Ana, Ana, fosta iubită a, fost a iubita lui. Massimo a fost cu ea până ne-a întâlnit-o pe Laura. Ana era foarte geloasă și a promis să o ucidă pe rivala sa. Massimo a luat amenințarea ei în serios. După bal, a trimis-o înapoi în Polonia, de dragul siguranței sale. Când s-a întors acasă, a mers în primul rând la prietena sa Olga și a povestit despre cele întâmplate. Prietenele au decis să sărbătorească întoarcerea Laurei, mai întâi la un salon spa, apoi în club. Aici Olga și-a găsit rapid un boyfriend și a dispărut. Laura l-a întâlnit pe Martin. El voia să o întoarcă și a mers după ea până acasă. Martin vroia să intre, dar acolo deja se afla Massimo. Văzându-l pe armăsarul sicilian, Martin s-a retras. Laura s-a năpustit asupra lui Massimo cu acuzații. El a trimis-o în Polonia fără să-i zică nimic. A mai dispărut și n-a răspuns la telefon. Massimo nu se grăbea să explice nimic. De la început, el a dus-o la fereastră și a făcut cu ea ce a vrut. Când s-a mutat pe canapea, Laura a văzut pe pieptul lui o rană și a înțeles că a avut loc o tentativă de omor. Ea a recunoscut că nu vrea să aștepte 365 de zile pentru a se îndrăgosti, și deja a făcut-o. Dimineața, Laura s-a trezit cu vergheta pe deget. Când Massimo i-a propus să fie soția lui, ea a fost de acord. După asta, au mers la magazin după cumpărături și să facă cunoștință cu părinții lui Laura. De Massimo, i-au plăcut și au decis să organizeze nunta în Sicilia. Dar bărbatul nu voia să invite pe nimeni din familia Laurei, ca să nu afle cu ce se ocupă. El i-a permis să o cheme doar pe Olga. Laura nu se simțea prea bine. Când cele două fete s-au întâlnit, Laura i-a povestit despre starea ei de sănătate și prietena a înțeles că ea e însărcinată. A sfătuit-o să nu ascundă de Massimo această noutate. Împreună cu prietena sa, au mers să aleagă rochia de sa. Laura era foarte fericită. Pe drum spre casă, l-a sunat pe logodnicul său ca să-i povestească că așteaptă un copil. În același timp, Mario a aflat că este pregătită o tentativă de asasinat a Laurei. El n-a putut lua legătura cu șeful său, fiindcă el vorbea la telefon cu merea sa. Când automobilul ei a intrat în tunel, conexiunea a dispărut. Deodată după asta a apărut Mario. El s-a grăbit așa cum a putut, dar a întârziat. După expresia feței lui Mario, și-a dat seama că a pierdut-o pe iubita sa pentru totdeauna. Hei, prieteni, cam pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like.